Ok, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2015 pe All Streams Map. Suntem singuri și de această dată și tocmai ce pun și eu combinele astea la lucru, o să le pornesc toate și o să le dau drumul de fapt astea două și mai pe urmă, perfect. Acum am sărit, dar n-are nimic. Va trebui să intru eu în... Ia stai să văd ce e cu combina asta. Mi-a zis voi în ultimul episod să fac pleavă din porumb și o să fac poate chiar acum. Ideea e că na, aș avea nevoie de 2 player, Alin nu e disponibil în acest moment și poate nu o să fac acum sau poate habar nu am dacă o să fac sau nu. Aș putea de fapt să fac acum, să aduc combina, dar o să mai iau câteva porumb. Oricum am foarte, foarte mult porumb aici. Deci o să mai umplu cel puțin remorca aia, o să o umplu plină cu porumb și mai pe urmă vedem noi cum stă treaba cu restul. În camion, exact aici vreau să ajung. Hai să deschidem și noi inspectorul măcar, uite așa, ca să vedem cum stă treaba. Văd că dominatorul e 100% și o să merg să-l descarc acum. Ia uite ce frumos așteaptă combinele, una în spatele celelalte. Hai să o descărcăm și asta între timp, dacă mă bag pe aici, uite așa, o să se deschidă acest pipe și o să se descarce combina, oameni buni, ia uitați-vă că se descarcă. Descărcăm combina asta, descărcăm combina aia la altă și le lăsăm să-și facă treaba în continuare, stricăm recolta ca de obicei. Wow, nu e ceva nou să stric eu recolta, o stricam tot timpul. Și am o întrebare pentru voi, în special pentru voi. Eu vreau să vă întreb dacă vouă, celor care aveți, bineînțeles, Farming Simulator 2015, vă lipsește vreun daily, adică JCB-ul, Holmer, New Holland-ul și IT Runner-ul, parcă, dar atât, nu știu dacă mai lipsește ceva. În fine, dacă am uitat ceva, bineînțeles, nu contează, am zis daily-uri, deci toate. Vreau să știu dacă aveți farming-ul simplu, doar farming-ul și atât, sau aveți și delisirile necesare. În cazul în care nu le aveți și vă să lăsați în comentariu că nu le aveți, eu mă gândesc să fac un giveaway. Bineînțeles, sponsorizat și acest giveaway, nu este un giveaway din banii mei sau ceva, deci să nu vă gândiți la asta, nu ascund acest lucru, e un giveaway sponsorizat cu DLC-urile necesare pentru Farming Simulator 2015, adică toate sunt la un loc. New Holmer-ul și New Holland-ul, Holmer-ul și IT Runner-ul și DLC, parcă mai era JCB-ul. Nu mai știu exact câte sunt, dar cred că sunt 4 sau 5, în fine, nu contează. Toate le am și pot să le ofer, bineînțeles, unui câștigător sau la chiar doi câștigători, trei câștigători, până la nu știu câți câștigători. Poate o să aleg 10 câștigători, hei, de ce nu, 10 câștigători. Vreau să văd totuși cum stă treaba prin comentarii, câte persoane dețin și câte persoane nu dețin aceste DLC-uri. Și după aia o să vedem noi dacă o să dau la mai multe persoane sau doar la 2, 3, 4, 5, habar nu am câte persoane. Asta vom vedea, bineînțeles. Hai să oprez eu combina acum și cel puțin acum pe final, după ce termin asta, să le întorc și eu să funcționeze invers. Uite așa. Și bucățica asta văd că nu e gata aici. A mai rămas foarte puțin. Hai mă, ce n-ai loc, serios. Fii atent, mă depista și n-a... Du-te, bă. Hai, fă-ți loc. Vin încoace, mai aștepți. Bun, și acum o să pot să o pun la lucru pe asta, pe sensul ăsta la demers. Deci cam așa stă treaba cu giveaway-ul. O să aștept comentarii și să reușesc să-mi dau și eu seama cam ce vă lipsește și dacă are rost să fac acest giveaway totuși. Dacă toată lumea are, nu o să mai fac, bineînțeles, acest giveaway. Eu o să aștept și în comentarii, bineînțeles, să văd și dacă aveți nevoie sau nu. Eu zic că ar fi ok, totuși, de ce nu, totuși, de ce ai zice nu când e un giveaway, totuși e sponsorizat, e pe gratis toate delisurile necesare ca să puteți juca farming
Așa cât o să mai jucați voi farming, că poate mulți dintre voi o să vă cumpărați FS 17 și nu o să mai jucați FS 15, dar pentru cei care o să joace FS 15 în continuare, ar fi bine să le aveți toate. Bun, iar până când... porumb, nu mă bag la porumb încă. Vreau să iau eu un tractoraș. Hai să iau un tractoraș. O să-l iau pe ăsta, tractorașul lui Alin. IMT, hai să-l luăm și am nevoie neapărat de apă, să dau apă la animale. Chiar au nevoie foarte mare de apă, am văzut, de fapt nu au chiar foarte mare nevoie de apă, au nevoie de apă totuși acolo. A, e și full cu apă, perfect. La porci, nu știu dacă le trebuie apă, stai să vedem, la porci le trebuia parcă apă, 4 tone, hai să le băgăm apă. Nu știu exact pe unde se bagă apa, dar hai să le băgăm apă. Cred că pe aici, teoretic pe aici ar trebui, sau nu știu, habar n-am. A, nu, cred că e aici. Apa cred că e aici. Nu, aici apare altceva. Hai să pornim chestia asta. Nu, hai să băgăm cu spatele totuși și vedem pe urmă dacă e aici sau nu. Mi-a pare decuplează, decuplează. A, uite, acolo e apa. Gata, hai că am văzut unde e apa. Am greșit aparent în prima fază. A, și o să mă prindă ușa. Fuck, s-a gliciuit. M-a prins ușa, nu trebuia să închid poarta. Hai să o tragem înapoi până scot eu afară cisterna și pe urmă să dau cu spatele totuși. Aparent e mai realistic așa decât cum am vrut eu inițial, așa, și o închidem și asta. Perfect, trecem pe aici pe la umbră cu cisterna ca să se răcească puțin apa, să nu fie caldă. Nu le dau animalelor apă caldă. Porumb 100%, va trebui să sărim imediat la... Da, trebuie să văd când mi-apare posibilitatea de a reumple cu apă. Hai să le dăm apă până o să scrie că e maxim atâta apă vreau să le dau. Cred că e o cisternă, cred că le ajunge o cisternă, nu mai bag și a doua. În cazul în care nu se satură dintr-o cisternă. Aparent nu, dar n-are nimic. Mergem, mai umplem încă o cisternă și o ducem la vaci, parcă mai am nevoie de apă. Ops, am sărit. Aici, hopa, și fiatul s-a blocat. Hai să tragem fiatul de aici. Reușesc să-l scot. Hai să cuplăm sateliții. Pornește cam greu motorul, stă și în apă. O, cu sateliții cuplați e easy. Foarte easy chiar. Și eu vreau să-l las jos. Și să-i dau pe manual o fâșiuță de asta până în capăt. Uite așa. Ca să nu se mai oprească efectiv în râu tot timpul. Să se oprească și el puțin mai rapid acolo. Așa o milisecundă mai rapid. Să nu ajungă în râu. Nu-mi face plăcere absolut deloc să-l văd în râu. Bun. Dă-i și tu cu spatele frumos. Perfect, nenea, unchiu. Hai să-l pun din capătul ăsta la alt acum. De ce nu? Pot să-l pun și de aici. Foarte easy. Să meargă. Știe deja traseul. Știe ce are de făcut, cred. Și pot să-l pun și de aici. Hai să-i dăm un H. Dacă ar vrea totuși să funcționeze. Hop. Doar că nu vrea să funcționeze. Și acum câți lucrători am? Am doar 2, a nu, am 3 lucrători. Deci cred că 3 lucrători pot să pui. Nu cred că merge mai mult de 3 lucrători. Aparent, în fine, nu contează. L-oprim motorul și... combinele astea cum stau? Ia să vedem. Porumb, orză, e 100% și dominatorul. Hai să ne ducem să-l descărcăm. Și să le descărcăm toate acum, dacă tot ne-am băgat în chestia asta, hai să o facem până la capăt. Prima dată o să o descarc pe asta.
O să descarc și în a doua remorcă. N-are absolut... Aparent a doua remorcă nu e fantomă. Uite-te și tu la prima remorcă. Deci prima remorcă trece pipe-ul prin ea și în a doua nu. Camionul ăsta are erorile lui. Ia uite. Are erorile lui, n-am ce să-i fac. Așa e modul, așa jucăm cu el cum îl avem. Asta e. Hai, mai ai mult? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Bun, a terminat. Mergem la următorul. Jabam! Și să te descărcăm și pe tine. 90, 80, 70. Imediat. Se descalcă foarte rapid. Chiar nu... N-am nevoie de nimic. Așteptăm și noi puțin tel. Bun, s-a descărcat și acum putem să îl tragem de aici. Ca să nu încurce, avem o grămadă de lucru pe terenul ăsta, iar să discuim, să semănăm. O grămadă de lucru, n-are nimic, asta e. Vreau eu acum să ajung... Hai că e ok și aici. Vroiam totuși... da, și nu merge pe aici. Hai că o luăm pe aici. Atunci facem o întoarcere, că n-are nimic. Ne plimbăm puțin cu apa. La oi... Nu știu dacă le trebuie neapărat apă. Dar hai să le dăm și la oi. Dacă toți sunt acum aici în drum... Le dăm și la oi o cisternă, că na, nu e... O cisternă nu e foarte mult. A, e full. Perfect. Hai să dăm cu spatele, să văd dacă reușesc să dau cu spatele totuși până la... La punctul de încărcare, dar reușesc, cum să nu reușesc. Sunt un șofer profesionist. Ce să dau cu spatele, mai ceva ca... Nu știu cine. În fine, nu contează. Și ne ducem acum la apă 11, apă 10. E perfect. Aici apă 6 tone. Aici ar mai trebui să ducem niște apă. Și la oi 4 tone e suficient. Apă și la găini eventual ar mai trebui ceva apă. Dar acum mergem spre vaci. La vaci vreau să le mai duc un rezervor 6 tone de apă și e suficient și pentru văcuțe. Chiar nu au nevoie de mai mult de atât. 6 tone de apă. Hei, e ok. Le ajunge mult și bine. După părerea mea, 6 tone de apă. Cred că trebuie să... Ups, dai cu spatele. Și dai în față acum. Nu cred că aici, cred că pe partea aia altă. A, nu, apă se bagă afară. Uite că și... Deja uit, deci... Foarte multe chestii pe harta asta le uit. Nu mai știu efectiv unde se fac anumite chestii. Da, acum mi-am adus aminte că apă se bagă exact aici. Doar că trebuie să mă apropiu puțin mai tare. Reumple. Hai să le băgăm apă la văcuțe. Și nu am încercat niciodată, n-am făcut niciodată chestia asta, dar o să o facem, bineînțeles, de curând. O să vin cu camionul în bază și o să îl umplem cu rație mixtă, fraților. Ducem rație mixtă peste tot. Peste tot, știți aia, peste tot. Ducem atât la vaci, ducem atât la oi, ducem atât la porci. Unde e necesar, de fapt la oi nu, dar oriunde e necesar, rație, ducem rație, facem full. Deci până o să ne scrie că e capacitatea full, atâta rație o să băgăm. Și vreau să duc la vaci încă într-un loc. Deci vreau foarte tare chestia asta. Hai că se umple. Nu cred că are rost să-l umplu, hai să-l umplu 100%, că bani nu sunt o problemă, am bani suficienți. Și să-l parcăm dacă reușesc eu aici. Da, uite că am reușit. Ceva de genul ăsta. Și acum, exact aici vreau să ajung, să mergem să descărcăm combina. Uite, acolo e. Hai să ne ducem spre combina. Cu cutia asta de chibrite pătrățoasă, tractorașul ăsta pătrățos. Ne ducem cât de rapid putem noi. Jabam, bum, și am ajuns.
5-6%, ne umplem 100% și cu porumb. Să mergem în bază acum. Am putea să mergem în bază cu porumbul ăsta. Am putea și să nu mergem, dar nu știu ce o să fac cu el. Să fac pleavă din restul. E prea mult pentru pleavă. Nu, mai ducem porumb. O să mai duc încă o remorcă, două remorci de porumb dacă duc. Cred că e ok. E prea mult să duc. Să fac ata pleavă. Deci pleavă chiar e prea mult. O să o las momentan exact aici și vreau să sar acum înapoi. Aici pot să pun lucrător automat? Nu pot încă. Asta funcționează perfect și combinele s-au blocat. Deci asta, sincer să fiu, mă așteptam la chestia asta să fie blocate. Chiar mă așteptam, nu știu de ce, dar chiar mă așteptam. Hai, dă-i bătaie pe lângă mine, hai că ai loc. Perfect, și bucățica asta o să o termin eu. Încă el se mai întoarce, depistează cum că ar mai fi ceva, dar o să fie gata până se întoarce el, cred. Nu știu ce vreau să mai facă. Sper că nu vrei să vii aici. Sper că nu vrei să vii aici. Uite-mă că aici vrea să vină. Fii atent. Uite, noroc că s-a oprit, că mă depistează că vin eu cu fața și nu mai poate să vină el, ca norocul. Bun, hai să descărcăm în, bineînțeles, camion. Perfect, și mazul, o remorcă e plină, deci aia din față e 100%. Ce tot faci, vii și tu să descarci? Te-ai programat la descărcat cumva? Și nu știam eu, totuși. Bun, îi dăm un O. Și hai să vedem ce vrea să facă, dar clar nu o să vină la descărcat. O să o las momentan exact aici, așa cum e. El se învârte acum, parcă mai depistează undeva că ar mai fi ceva, dar eu o să-l opresc, că clar nu mai e nimic. Deci el se mișcă aiurea, pentru că nu mai e nimic. Hai să descărcăm și aici. Bun. Hai, dă-te în spate puțin, dă-te în spate, dă-te în față. De ce nu... uite, acum îmi depistează și nu vrea să descarce, dar până la urmă a descărcat, că n-are de ales. Și le parcăm aici, frumos, amândouă combinele, și-au făcut treaba foarte, foarte bine combinele. Noi mergem cu camionul ăsta în bază, acum. Hai, dă-i bătaie, dă-i să meargă. Și deja primesc o grămadă de mesaje. I-am spus prietenei mele că o să merg acum la ea și că nu o să mai filmez, dar uite că eu filmez. Vreau să filmez pentru voi și... Da, filmez. Ideea e că filmez. I-am zis că plec și încă eu mă joc. Și mai am câteva minute de jucat în care eu o să primesc probabil vreo 10 mesaje, cel puțin. Dar n-are nimic. Supărarea o să-i treacă când o să ajung la ea. În cazul în care se supără, bineînțeles, dar... Hop, uite, deci vedeți și voi cum cade în bot camionul ăsta? Cred că ați văzut. Ok, hai să... Deci Alin trebuie să intre neapărat pe hartă ca să facă puține aranjamente pe aici. E un... Oh, fucking haos total! M-am oprit la limită. Și astăzi n-am filmat Eurotrack Simulator, am avut foarte mult de lucru la camioane acasă, am schimbat, de fapt am dat jos radiatoarele, le-am dus la spălat pentru că erau foarte murdare și nu am apucat să filmez Eurotrack Simulator 2, dar mâine o să filmăm și Eurotrack Simulator 2 pentru cei care, bineînțeles, așteaptă, că nu toată lumea așteaptă Eurotrack Simulator 2, dar cei care așteptați, mâine o să aveți pe canal și Eurotrack. Bun, hai că am decuplat remorcile, de aici cu spatele, de aici cu fața. Am lăsat acolo remorca, nu are absolut nimic de acolo, acolo. E ok și acolo, cel puțin eu așa cred. Dar cine? Și acum trebuie să mă dau în spate, dă-i în spate rapid. În spate, băi, atule, în spate. Să se deschidă poarta, perfect. Hai să ne încărcăm curație mixtă.
V-am zis, e foarte greu totuși cu telehandlerul să te încarci și toate cele. Duce 4 tone, e foarte puțin, cu camionul duc 20. Dacă ești altfel, vorbim, da? După părerea mea, acum poate, bineînțeles, părerile sunt diferite. E ok aici. 20 de tone, altfel zic eu că discutăm cu 20 de tone dintr-un șut. Facem aici câteva mișcări cu camionul, îl băgăm rapid, oricum o să se umple imediat. Și eventual putem pune stația de rație mixtă în continuare să funcționeze. Acum o să o golesc puțin. Aveam 100 de tone, am băgat cu cupa vreo 20, cred, nu știu, abar nu am. 20 acum, deci nu mai am foarte mult, dar totuși mai am ceva acolo și sper să-mi ajungă măcar acum să dau la toate animalele. Hai că s-a umplut perfect, dă în față. O să mă uit imediat cât mai avem. Oricum, cred că e pe terminate deja. Deja am dus 40 de tone doar acum. Nu știu cât mai încape aici la vaci. Dar să încapă cât mai mult. Deci chiar nu mă deranjează dacă intră mult. Am suficient, uite. Încă mai încape. Mai băgăm, nu-i problemă. Vacile mele mănâncă foarte mult, aparent. Dar asta e, n-ai ce să faci dacă ele mănâncă. Dă-i să mănânce. Hai să mă uit cât mai am până atunci. Mai am 42 de tone, aparent, acolo. Fără ce era în camion, bineînțeles. Deci mai avem încă suficient. Am făcut aici o grămadă de urme pe jos, dar bine, o să dispară urmele astea la un moment dat. N-are nimic. S-a băgat roțile în acest pământ care este foarte mare. Bun, și acum e maxim. Deci e maxim și vreau să merg eu până la bunkerul ăsta de aici. Locul ăsta unde pot să pui mâncare. Să văd doar dacă pot să pun sau nu rație. Deci vreau foarte tare să văd dacă merge sau nu. Descarcă. Capacitatea maximă. Aha, deci puteam să pun și aici, doar că le-am pus dincolo și logic nu mai merge. Ok, foarte interesant, foarte, foarte interesant. Îmi place terenul ăsta, mă uitam la terenul 10, îmi place cum e pus aici, deci pentru care porțile astea pe mijloc, îmi place, dar nu îmi place că e destul de mare încolo. Și dacă era mai scurt, îl cumpăram să fie aici în bază, era ceva frumos. Poate găsim ceva să facem și pe terenul ăsta, cine știe, adică pe terenul 10 și 11, da, 10 și 11 eventual, dacă găsim ceva de făcut. O să facem și pe terenurile astea. De ce nu? 20 de tone avem acum. La porci clar nu intră 20 de tone. Trebuie să închid poarta asta. Hop. Așa. Și să o deschid pe asta la altă de aici. Pentru că aici se descarcă pentru rația. Aici se descarcă și aici o băgăm atunci. Hai, de cu spatele. Dacă mai rămâne ceva, o să duc la oi. Nu la oi, la viței, pardon. În cazul în care... What the fuck? S-a ridicat în sus. Bun, e ok. Hai că e maxim. Merg și descarc acum la viței. Nu mai merg să încarc cu 20 de tone. Poate nu încape 20 de tone aici. Pe urmă o să-mi rămână camionul în sarcină cu încărcătură pe el. Sau poate nu. Hai, dă-i în spate. Dă-i în față. Pe unde să pune rația? Mai în spate puțin. A, rația e mai în spate. Mamă, ce s-a cliciuit aici puțin. Aici e rația, hai să băgăm rație. Și ce ziceam? Doar atât a intrat și deja camionul ăsta, eu nu o să mai pot să-l folosesc, dar bine că nu am terminat cu recoltatul și deocamdată poate să rămână încărcat cu rație. N-are absolut nicio importanță dacă rămâne încărcat. Cam nasol. Cam nasol o să ies eu de aici. Se cam blochează puțin, văd. Uite așa. Asta era schema. Ia uite, doar din oglinzi îl băgăm frumos. Până aici. Acum dăm puțin în față, dăm puțin în spate și l-am scos afară.
Și cam asta a fost episodul de astăzi, îl încheiem aici pentru că e destul de lung deja. Și dacă v-a plăcut acest episod, fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe la canal dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați de comentariu cu giveaway-ul dacă vreți sau nu. Iar până la următorul episod, eu v-am salutat!